Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, autoritățile nu au depus solicitări ca să obțină autorizațiile de securitate la incendiu pentru creșa de la Fălticeni construită în 3 luni și pentru grădinița de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Suceava, modernizată în 15 ani. În lipsa acestor autorizații, cele două unități de învățământ nu pot să funcționeze. Contactat telefonic, primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, a declarat că a inițiat procedura de predare a creșei către Ministerul Educației. După preluarea obiectivului, Inspectoratul Școlar va desemna un director interimar care va trebui să obțină autorizația de securitate la incendiu pentru clădire și să înceapă demersurile pentru recrutarea personalului. Pe de altă parte, directoarea Colegiului Național Mihai Eminescu din Suceava, Silvia Corina Nuțu, a declarat că nu știe dacă cererea pentru obținerea autorizației trebuie depusă de școală sau de primărie și a explicat că se va consulta în acest sens cu primarul Sucevei. Contactat telefonic, primarul Ion Lungu a declarat că școala trebuie să ceară autorizația de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență.